Mii de gălățeni au participat marți 15 august de Sfânta Marie Mare la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Marinei. Faleza Dunării a fost arhiplină, semn că la Galați rădăcinile marinărești ale Dunării sunt încă solide, în ciuda vitregiilor de tot felul. Ziua Marinei are o încărcătură sufletească specială pentru gălățeni, iar acesta este și motivul pentru care mulți dintre ei au dorit să aducă un omagiu celor care au străbătut de-a lungul timpului, în vremuri de pace sau război, mările și oceanele lumii. Deloc întâmplător, Ziua Marinei este sărbătorită de Sfânta Marie Mare, una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Și dincolo de fastul trecător din această lume, gândul bun și rugăciunea sunt, poate, cel mai frumos omagiu care poate fi adus marinarilor. Ca niște robi nevrednici cu milință, aducem acum mulțumire pentru binefacerile cele ce au fost asupra servilor tăi, slujitorii marinei militare de la flotila de pe Dunăre, a Dunării de jos. Ceremonialul militar și religios au fost organizat pe faleza Dunării, la Elice, în prezența autorităților publice locale și județene, ai marinei militare, a reprezentanților unor organizații sau instituții care au legătură cu viața pe Dunăre și tradiția marinărească. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, i-a binecuvântat pe toți cei prezenți, iar punctul culminant al ceremoniei a fost eliberarea în apele Dunării a Crucii de Flori, în amintirea marinarilor dispăruți, dar și ca gest de binecuvântare a apelor Dunării. Cu ajutorul unei șalupe, crucea a fost portată până în mijlocul Dunării, acolo fiind eliberată în apele fluviului, în aplauze și spre bucuria celor prezenți. Tatăl nostru care este în ceruri, slujească să numele Tău, vie împărăția Ta, Doamne, Dumnezeu, Sfântul în cer, așa și mâinea noastră cele toate zilele. Garda de onoare și impecabilele uniforme ale marinarilor militari au dat o notă specială de prestanță evenimentului. Defilarea marinarilor militari în acordurile fanfarei a fost de asemenea un moment ce i-a încântat pe gălățeni. Garda de onoare este formată din cutoanele de militari aparținând divizionului 67 nave purtătoare de artilerie comandor Virgil Alexandru Draganina și divizionul 88 vedete fluviale amiral Gheorghe Sandu, unități de elită din cadrul flotilei fluviale Mihail Kogălniceanu, care îndeplinesc întregul spectru de misiuni și foarte bune, având responsabilitate raionul fluvial cuprinsul Trecălăra și gurile Dunării, canalul Dunăre-Mare Neagră cu efortul principal de Dunărea Maritimă. Tot marinarii militari au fost cei care, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Marinei, au oferit publicului gălățean pe 6 august ocazia de a vizita navele flotile fluviale Mihail Kogălniceanu. Aceleași nave au oferit marți 15 august de Sfânta Marie Mare, în deschiderea paradei navelor militare și civile, un interesant exercițiu de luptă cu muniție de manevră. Din clasa monitoare, un număr de portaj 40 pe care o putem observa apropiindu-se din navale, execută acțiuni tactice precursoare de pregătirea plajei de debarcare prin trageri indirecte în sprijinul acțiunilor ulterioare de desant ale grupelor de infanterie marină. După cum se poate observa, din naval se apropie vedeta blindată cu numărul de portaj 179, urmată de două valuri de desant cum se poate observa, monitorul 45, care a devenit navă inamică, se deplasează în val și atacă cu artileria de la bord nava proprie, vedeta blindată cu număr de portaj 179. La rândul ei, vedeta răspunde cu foc și execută o manevră tactică, combinând calitățile de la bord, superiorității în folosirea armelor de foc. Din serie de ambarcațiuni civile care au participat la defilarea pe Dunăre, s-au numărat de asemenea navele unor instituții publice sau companii precum Poliția de Frontieră, AFDJ și APDM Galați sau Navrom. De la cele mai mici șalupe până la puternicele remorchere sau împingătoare, navele au fost întâmpinate cu aplauze, în semn de respect pentru rodul pe care munca marinarilor îl aduce întregii comunități dunărene.